la egalitate, locul 2, mai bine zis, la egalitate cu Alia Shpegan. Interesant. Polonezul Roman Kulesza. Kaciev apropiat, legat cu Kaciev îndepărtat și ratează și Kulesza. După un element de mare dificultate, o desprindere deasupra barei. Un Coleman întins pe care Kulesza îl ratează, n-a reușit să prindă bara decât cu o mână. Și încă un gimnast care nu mai poate spera la podium. Pe jumătate ratată. A fost singura prezență a polonezului în această finală, dar să nu uităm, Polonia are o medalie de aur câștigată la sărituri de Leszek Blanik. Penultimul finalist, dar poate și cel mai puternic, Fabian Hambüchen, a obținut cea mai mare notă în calificări. Acesta este un Tkachev întins. Legătură cu Tkachev îndepărtat. Bonificație primită de Kulesza. Și aceleași elemente dintr-un altul. Fabian Hambüchen.